Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom continua tutorialul Moș Crăciun 2023 și vom continua lucrând cizmulițele moșului. Pentru aceasta voi folosi firul negru și vom pleca din cercul magic cu un număr de 6 piciorușe scurte. Și vom face cele 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom închide cercul magic și vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt. Din acest moment, noi vom lucra în corespondența fiecărui picioruș câte o mulțire. Astfel, la sfârșitul rândului, vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Pentru rândul următor, vom lucra un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, 1, 2, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 1, 2, 3 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom lucra 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. În continuare vom lucra un rând de 36 piciorușe scurte. La sfârșitul acestui rând vom face schimbul de culoare. Sunt în corespondența ultimului picioruș, îl voi începe în culoarea neagră și voi atașa culoarea roșie, închizând acest picioruș cu roșu. Ducând cu noi capetele de fire, vom continua lucrând două rânduri de 36 piciorușe scurte în culoarea roșie. Vom pune firul desfărțitor și vom continua lucrând aceste două rânduri. Bineînțeles, la un moment dat vom scurta firul și vom continua să lucrăm. Deci, două rânduri de 36 piciorușe scurte. Vom continua lucrând o scădere la începutul rândului și o scădere la sfârșitul rândului. Deci, voi face o scădere. Voi continua cu 32 piciorușe scurte și ne întâlnim la sfârșitul acestui rând pentru a face cea de-a doua scădere. Am lucrat cele 32 piciorușe scurte, acum voi face cea de-a doua scădere. În total, pe parcursul acestui rând, am obținut un număr de 34 piciorușe scurte. Pentru rândul următor, începem în același mod. O scădere. Vom continua cu un număr de 30 de piciorușe scurte și ne vom întâlni la sfârșitul rândului pentru cea de-a doua scădere. Am ajuns la sfârșitul rândului. Aici voi face cea de-a doua scădere.
Și astfel, pe întreg parcursul acestui rând, am obținut un număr de 32 piciorușe scurte. Pentru următorul rând vom proceda în același mod. Începem cu o scădere și sfârșim cu o scădere. Deci am o scădere, acum voi face 28 de piciorușe scurte și ne întâlnim pentru cea de-a doua scădere. Deci 28 de piciorușe scurte. Acum voi face cea de-a doua scădere pentru a încheia și acest rând și lucrând în acest mod, noi am obținut un număr de 30 de piciorușe scurte. Din acest moment vom face 10 rânduri de 30 de piciorușe scurte, deci 10 rânduri. Vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Încheiate cele 10 rânduri, vom lăsa o bucată de fir pentru cusut și vom încheia acest papucel, această cizmuliță. În felul acesta noi vom lucra două, bineînțeles. Eu am lucrat-o deja pe cea de-a doua, o am aici și vom trece în continuare să lucrăm mânuțele. Vom porni cu culoarea nude, culoarea pielii și vom face în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Deci, pornim cu 6, să vedem, 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea, vom închide cercul magic, vom închide rândul în corespondența primului picioruș cu fir alunecat și vom continua lucrând în corespondența fiecărui picioruș câte o mulțire. Deci la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte, iar noi ne vom reîntâlni. Vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un rând de 18 piciorușe scurte, deci fiecare picioruș îl vom lucra așa cum se găsește. Vom continua lucrând o mulțire, 16 piciorușe scurte, iar la sfârșitul rândului vom face o nouă mulțire, astfel vom obține 20 de piciorușe scurte, deci o mulțire în primul și o mulțire în ultimul picioruș. Am lucrat cele 16 piciorușe scurte, voi face cea de-a doua mulțire. Așa cum vă spuneam, am obținut un număr de 20 de piciorușe scurte, iar acum vom continua lucrând 3 rânduri de 20 de piciorușe scurte. 3 rânduri. Vom continua lucrând o scădere, 16 piciorușe scurte, urmate de o nouă scădere la sfârșitul rândului. Am lucrat cele 16 piciorușe scurte, acum voi face cea de-a doua scădere, astfel am obținut un număr de 18 piciorușe scurte, voi continua lucrând din nou o scădere. Deci facem prima scădere, 14 piciorușe scurte, continuăm cu 14 piciorușe scurte și o scădere la sfârșitul acestui rând. Lucrate cele 14 piciorușe scurte, voi face cea de-a doua scădere cu care voi închide rândul și astfel am obținut un număr de 16 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un rând de 16 piciorușe scurte, deci fiecare picioruș așa cum se găsește. Ajuns la sfârșitul rândului, voi începe rândul următor, deci primul picioruș în culoarea bej,
și voi continua cu roșu, deci voi închide acest prim piciorul în culoare roșie, voi continua lucrând un număr de 10 rânduri, de câte 16 piciorușe scurte. Iar acum voi continua, voi duce cu mine firele pentru un pic, pentru a le da stabilitate, apoi voi scurta firul de culoarea pielii. Deci noi vom lucra 10 rânduri de 16 piciorușe scurte. Lucrate cele 10 rânduri, am umplut cu melană, nu prea mult, pentru că nu vreau să stea prea depărtate de corp mânuțele, să pară niște aripi. Voi continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o scădere, voi repeta pentru un total de 6 ori pe trei parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Am obținut 10 piciorușe scurte, nu 12, vă rog să mă scuzați. Acum vom continua făcând scăderi repetate. Deci vom face scădere după scădere. În felul acesta, pentru a încheia mânuța. Aici este un pic cam strâmtuț acest loc, dar nicio problemă. După cum vedeți, ați văzut modul în care am închis. Acum voi face ultima scădere și apoi voi scurta firul. Bineînțeles, va fi nevoie să facem două mânuțe, va fi nevoie de fir pentru cusut, vom lăsa o bucată de fir mai lung, iar noi vom continua. Bineînțeles, așa cum spuneam, va fi nevoie să facem două mânuțe. Ia uitați-vă! Vom trece la căciuliță, în cercul magic vom face un număr de 4 piciorușe scurte. Aș dori să fac în acest tutorial și căciulița. 1, 2, 3, 4. Vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș, 1, 2, 3, 4, așa, să fim atente, în felul acesta, va fi nevoie aici de un pic de migală și vom continua rândul lucrând o mulțire, două piciorușe scurte, 1, și cel de-al doilea, imediat, cel de-al doilea, urmat de o nouă mulțire, astfel am obținut un număr de 6 piciorușe scurte. Cu aceste 6 piciorușe scurte, noi vom face 4 rânduri, dar înainte de aceasta vom întoarce în felul acesta lucrarea, vom împinge un pic în interior, să lucrăm pe față, nu pe dos. Vedeți? Așa. Și vom continua lucrând 4 rânduri de câte 6 piciorușe scurte. Iar noi ne vom reîntâlni pentru a continua acest capăt de fir, apoi îl voi introduce în interior. Deci continuăm 4 rânduri de 6 piciorușe scurte. Am lucrat cele 4 rânduri de 6 piciorușe scurte, acum voi continua lucrând o mulțire, 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, urmate de o nouă mulțire, deci avem
La început și la sfârșitul rândului o mulțire, astfel am obținut 8 piciorușe scurte. Voi continua lucrând. De ce e așa țubuiată? Pentru că aici apoi noi vom pune moțișorul și să se aranjeze bine. Vom continua lucrând 4 rânduri de 8 piciorușe scurte. Vom continua lucrând o mulțire, 6 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. După 6 piciorușe scurte, în ultimul picioruș vom face din nou o mulțire, astfel am obținut un număr de 10 piciorușe scurte, iar acum vom lucra 3 rânduri de câte 10 piciorușe scurte. 3 rânduri. Vom continua lucrând o mulțire, 8 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, după care vom face o înmulțire. În felul acesta am obținut 12 piciorușe scurte și vom lucra 3 rânduri de 12 piciorușe scurte. Vom continua lucrând o mulțire, 10 piciorușe scurte urmate de o nouă mulțire, astfel vom obține un număr de 14 piciorușe scurte. Avem 2, 3, 4 și continuăm până la 10. Am făcut cele 10 piciorușe scurte, acum voi face o nouă mulțire, am obținut 14 piciorușe scurte, vom continua lucrând o mulțire, deci o mulțire, 12 piciorușe scurte urmate de o nouă mulțire. Vom continua lucrând o mulțire la începutul rândului și o mulțire la sfârșitul acestui rând, astfel vom obține un număr de 18 piciorușe scurte, deci vom lucra singure. Voi face mulțirea de la sfârșitul rândului, așa cum vă spuneam, am obținut 18 piciorușe scurte, voi continua din nou lucrând o mulțire. 16 piciorușe scurte urmate de o nouă mulțire și astfel vom obține un număr de 20 de piciorușe scurte. Am lucrat cele 16 piciorușe scurte, acum voi face înmulțirea. Așa cum vă spuneam, am obținut 20 de piciorușe scurte, iar acum vom continua lucrând un rând de 20 de piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș așa cum se găsește. Vom continua lucrând o mulțire, 18 piciorușe scurte urmate de o nouă mulțire. Deci 18 piciorușe scurte. Lucrate cele 18 piciorușe scurte, voi face mulțirea, astfel am obținut un număr de 22 piciorușe scurte și vom continua lucrând un rând de 22 piciorușe scurte. Continuăm lucrând o mulțire, 20 de piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Deci, la sfârșitul rândului vom avea un număr de 24 piciorușe scurte. Voi face și cea de-a doua mulțire. Am obținut, așa cum spuneam, cele 24 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o mulțire, vom repeta pe întreg parcursul rândului,
Iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 42 piciorușe scurte. Continuăm cu 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 48 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 rânduri de câte 48 piciorușe scurte, deci 3 rânduri. Am ajuns și la capătul acestor 3 rânduri. În felul acesta va veni căciulița, de aceasta a trebuit să facem această parte. Acum eu voi scurta firul, voi închide rândul, vom ascunde capătul de fir, bineînțeles, și am încheiat o nouă parte a lucrării noastre, o parte importantă. După cum vedeți, încet, încet ne apropiem și de sfârșitul acestui minunat Moș Crăciun. Bineînțeles, mai avem câte ceva de lucru, însă în zilele următoare vom pune totul la punct. Bineînțeles, căciulița va veni cam în felul acesta, așa cum vă spuneam, așa, o vom pune, așa. Bine că o vom prinde în momentul în care vom începe să aranjăm moșul nostru. Dacă v-a plăcut ceea ce am lucrat astăzi, rog să dați un like, un comentariu. Mulțumesc foarte mult pentru comentarii doamnelor noi pe acest canal sau doamnelor care au dat pentru prima dată un comentariu. Vă mulțumesc foarte mult și vă aștept în continuare alături de mine. Vă salut cu aceleași cuvinte deja cunoscute de dumneavoastră. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!